Vreau în primul rând să vă mulțumesc că ați rămas pentru această declarație oficială din partea mea. Ceea ce s-a întâmplat astăzi, la începutul ședinței ordinare în Consiliul Județean Neamț, respectiv citirea de către doamna secretară acestui ordin a instituției prefectului semnat de doamna Soroceanu, prin care efectiv mi-am pierdut mandatul de consilier județean și implicit calitatea de vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, este un abuz, așa cum am spus-o și în ședință, o spun și pentru telespectatorii dumneavoastră și pentru toți cei care mai cred încă că democrația trebuie respectată în România și în județul Neamț. Cu siguranță situația nu va rămâne ca acum 3 luni, când din nou am fost în ținta unui abuz, atunci când s-a ales dintre cei 2 vicepreședinți, președintele interimar pentru o perioadă de 30 de zile. De data aceasta mă voi adresa instanțelor judecătorești abilitate, respectiv în contencios administrativ, dar voi face și o plângere pentru abuz în serviciu pentru doamna Soroceanu, pentru că mă consider un nedreptățit, ca să pot spune așa, având în vedere că am fost ales de către cetățenii județului Neamț acum 2 ani la alegerile locale și vreau să vă spun că ceea ce s-a întâmplat astăzi, așa cum am remarcat și în ședință, este un semnal de alarmă pentru toți consilierii județeni, pentru că, în primul rând, acest ordin emis la repezială după un raport făcut de către cei din Consiliul Județean și înaintat instituției prefectului pe 24 aprilie, iar pe 25 deja era semnat ordinul de către doamna prefect Soroceanu. Îl consider, așa cum a zis, un abuz și vă reamintesc că singura instituție abilitată în România care poate constata incompatibilitatea unui ales local sau județean este Agenția Națională de Integritate. Nu am fost niciodată chemat măcar la Agenția Națională de Integritate, nu am avut hârtii în acest sens, nu știu pe ce se bazează acest ordin de demitere făcut la urgență de către instituția prefectului, semnat, așa cum am spus, de către doamna Soroceanu, dar, repet, consider că mi s-a făcut un abuz și voi merge pe calea legală să hotărască exact ce se va întâmpla. De asemenea, vreau să vă mai spun, așa cum am spus-o și în conferința de, în luarea de cuvânt la ședința de Consiliu, că ceea ce s-a întâmplat, și mă refer în primul rând la acest ordin de demitere în care este stipulat o incompatibilitate cu firma care administrează cimitirele, vreau să anunț toți telespectatorii dumneavoastră și presa că Apa Serve este singura unitate și deține monopolul pe furnizare de apă și cred că toți consilierii județeni sau locale au un contract cu Apa Serv, pentru că, așa cum știți, fără apă nu putem trăi. Deci ceea ce s-a întâmplat mi se pare, așa cum am spus, un abuz în serviciu. Ce înseamnă pentru partid? Încă nu am stabilit, acum voi merge direct la partid, l-am anunțat printr-un mesaj pe domnul președinte Gavrilescu. Probabil că o să vorbim și la București cu președintele Băsescu și cu cei din conducerea partidului, să vedem ce facem în continuare, dar cu siguranță sper ca acea, să spun așa, echipă unită de 16 consilieri, și mă refer aici la cei de la PNL care mi-au fost tot timpul aproape și le mulțumesc, și la cei 2 consilieri din Partidul Mișcarea Populară, pentru că vedeți dumneavoastră astăzi în ședință, dacă eu aveam drept de vot și nu se citea acel ordin de demitere, cred că foarte multe dintre proiectele de hotărâre, și mă refer la cele care, într-adevăr, poate ar fi fost de discutat pe tema lor, nu ar fi trecut, pentru că nu se făcea majoritatea de 18 voturi. Se pare că și aici este un joc tot politic, iar această grabă cu care s-a făcut și s-a emis acest ordin de prefect, are la bază un joc politic, pe care nu vreau să-l comentez acum. Știți prea bine că președintele în funcția Consiliului Județean deocamdată nu mai poate face politică, dar eu simt și cred că sunt victima unui aranjament politic. Vorbiți de acest ordin de prefect care a fost emis cu o viteză supersonică după acel raport în care se face referire la faptul că firma soției cumpără apă de la Apa Serv. Întrebare, prețurile prin care era achiziționată apa sau alte servicii de la Apa Serv de către firma soției sunt cele pe care le știm pe toate, sau această firmă privată avea un regim
defavorizate, nu știu, cumpărat la un sfert de preț, la jumătate. Pentru telespectatori e bine de stabilit cu siguranță ceea ce a fost astăzi. Este un contract de furnizare apă și se plătește exact această prestare de serviciu ca orice, care, orice instituție din județul Neamț care beneficiază de apă potabilă. Iar prețul este stabilit, așa cum am spus, prin hotărâre de Consiliul Județean. Este același preț de apă. Nu s-a făcut absolut niciun fel de rabat de la prețul apei. Ați făcut mai multe aprecieri cu privire la felul în care percepeți această decizie, acest ordin de prefect. Sintagma execuție politică este greșită din punctul nostru de vedere? Am spus-o și mai devreme, sunt cu siguranță victima unui joc politic. Care credeți că este miza, în afară de ședința de astăzi, ca proiectele să treacă, dacă erați dumneavoastră eliminat din ședința de astăzi? Mai este vreo altă miză? De ce așa mare viteză? Asta m-am întrebat și eu. Cu siguranță se pare că dominația Roșiei pe sfârșite. Ați văzut că sunt jocuri politice și la București, sunt certuri între PSD și ALDE. Gândiți-vă că 16 voturi, 2 din PMP și 14 din PNL, alăturându-se și cei de la ALDE, s-ar crea o nouă majoritate politică. Se pare că aici, cred că 90% din garanția emiterii acestui ordin, cred că este noua majoritate care se poate crea în Consiliul Județean. Până să fie prefect, doamna Soroceanu, ca secretar al județului Neamț, a făcut parte din diverse comisii. De la comisii cu stabilirea handicapului până la comisii de fond funciar și așa mai departe. Credeți că în toate comisiile din care a făcut parte, pe care le-a condus, a manifestat aceeași viteză, aceeași celeritate ca în cazul nostru, ca în 24 de ore să rezolve cazul? Nu vreau să comentez celelalte comisii pentru că nu sunt în cunoștință de cauză. Atât timp cât am avut atribuții până anul trecut în septembrie, nu m-am ocupat de direcția copilului ca să pot vedea exact ce a făcut dumneavoastră acolo, dar așa cum am spus-o, cred că rapiditatea cu care a emis acest ordin este la fel și identică cu cea cu care a semnat punerea la, ca director, ca manager la complexul muzeal al soțului dumneavoastră și îmi asum această declarație. În ultimele luni ați primit vreo sugestie, sfat, presiune să vă dați demisia din funcția de vicepreședinte Câjul Neamț? Nu am primit niciun fel de presiune și să știți că de felul meu sunt un luptător și demisia nu am să mi-o dau decât în cazul în care legal sunt îndeplinite anumite condiții. A spus, dacă am reținut corect, 24 de ore în baza unei hârtii venite de la Consiliul Județean, v-a pus semnat și s-a încheiat. În momentul în care dumneavoastră erați la PDL și era președinte domnul Puteanu, în 2 ore, fără nicio hârtie, fără să semneze, a fost demis. Era abuz? Nu știu de ce speță vorbiți dumneavoastră, mă refer aici... Demiterea domnului Puteanu, la fel, ordin de prefect. Dar nu știu dacă a fost incompatibilitate, eu mă refer la cazul de incompatibilitate semnat în acel raport și este bine, chiar vreau să vi-l arăt, să vedeți că vorbesc în cunoștință de cauză, este un ordin de prefect emis astăzi. Ieri 25.04, în care spune în baza unui referat din data de 24.04.2018, de aia vă spun. Această rapiditate după data de 23... Nu, când erați dumneavoastră la PDL, în 2 ore, în baza la niciun referat, în ordine de prefect... V-am răspuns foarte corect, pentru că nu cunosc acest aspect. Eu mă refer la cazul meu de incompatibilitate, respectiv firma care administrează cimitirul cu APASEL. Nu cunosc domnul Puteanu ce caz a fost acolo.